Această emisiune vă este oferită de Sinomarin de la Rontis Pharma, soluția 100% naturală pentru nas înfundat. Bine ați venit la Dr. Mit! Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să aflu adevărul din spatele miturilor ce spun că aerosolii te vindecă de ast sau că ultima soluție pentru deviația de sept este operația. Am ales să abordez această gamă de subiecte de mare actualitate, mai ales în anotimpul rece, pentru a descoperi împreună unele lucruri pe care credeți că le faceți bine, deși nu e așa. Astăzi vorbim despre soluțiile saline și vom răspunde întrebării ce sunt mai bune, soluțiile saline izotone sau hipertone. Ca să ne fie clar despre ce vorbim, haideți să vedem la ce folosim această metodă perfect naturală, soluțiile saline. La desfundarea nasului copiilor și adulților atunci când răcesc prin pulverizarea soluției direct în nări, prin inhalare sub formă de aerosol, tot în același scop, pentru îndepărtarea senzației de nas uscat sau le folosim în toate aceste indicații. Tindem să folosim soluție saline în toate aceste cazuri, evident, dar oare o facem corect? Ca să răspundem aceste întrebări, ar trebui să definim soluția salină și o să vă spun de pe acum că putem găsi în farmacii două tipuri de soluții, izotone și hipertone. O soluție salină izotonă conține sare de bucătărie în concentrație de 9 grame de sare la 1 litru de apă, 0,9 grame de clorură de sodiu în 100 de ml de H2O, o soluție apoasă de 308 miliosmol pe litru de natriu clor sau oricare dintre acestea descrie corect soluția salină izotonă. În corpul nostru, salinitatea este apropiată de această valoare, 9 grame de sare pe litru de apă sau, ca să rețineți mai ușor, 9 la 1000, așa cum se referă cadrele medicale la soluția salină. Ce este atunci o soluție hipertonă? O soluție cu o concentrație 4,5 la 1000, 9 la 1000, 2,3% sau toate acestea sunt soluții hipertone? 9 la 1000 este cea izotonă, așa că singura hipertonă este cea de 2,3 natriu clor la 100 de ml de apă. Dar cum acționează soluția salină astfel încât să ne desfunde nasul? Prin presiunea osmotică, prin presiunea barometrică, prin principiul vaselor comunicante sau printr-un mix al tuturor acestora? Avem o singură variantă de răspuns și anume, soluția salină acționează în baza principiului osmolarității. Dar ce spune acest principiu? Că un lichid se deplasează de la o presiune barometrică mai mare la una mai mică, de la una mai mică la una mai mare, de la o presiune osmotică mai mare la una mai mică sau invers. Scoatem clar din calcul presiunea barometrică pentru că vorbim de cea osmotică și, surpriză, pentru cei ce nu au fost prea tari la chimie, un lichid trece de la o presiune osmotică mai mică la una mai mare. Mai explicit, soluția salină spreiată nas sau inhalată se lipește de mucoasa acestuia și își exercită presiunea osmotică. Dacă vă spun că presiunea osmotică din sângele ce irigă mucoasa este apropiată de cea a soluției saline izotone, atunci cum ar trebui să fie presiunea osmotică a soluției saline pe care o vom utiliza astfel încât aceasta să fie eficientă? Mai mică, egală cu 9 la 1000, mai mare, adică hipertonă, sau nu există o regulă anume în acest caz? Aveți toate datele astfel încât să alegeți a treia variantă de răspuns. Vom căuta să folosim o soluție salină hipertonă, precum cea de 2,3%, astfel încât aceasta să absoarbă apa din patul vascular al mucoasei nazale inflamate, hidratând nasul și îndepărtând senzația de uscăciune și chiar de usturime pe care o putem avea atunci când suntem răciți în rinitele alergice sau în sinuzitele cronice, ori însoțite de secreții foarte vâscoase. Dar ce alte efecte importante înțelegem acum că putem obține prin spreierea nas a soluției saline hipertone? Scăderea viscozității mucusului, dezlipirea crustelor nazale dacă folosim un spray suficient de puternic, îmbunătățirea activității cilelor nazale sau reușim toate acestea? Este destul de evident că prin tragerea apei înapoi în lumenul nazal, diluăm secrețiile mucoase, astfel încât vom putea respira mai ușor și vom putea să ne suflăm nasul, îndepărtând astfel și crustele nazale, permițând cililor nazali să lucreze pentru noi odată ce au scăpat de pătura greoaie de mucus care îi copleșea. Și în plus, se pare că soluția salină hipertonă ar avea efect pozitiv local și prin inhibarea agentului inflamator interleuchina 8. Pe scurt, rețineți că toate aceste efecte sunt obținute nu atât cu soluția izotonă, cât mai degrabă cu soluția salină hipertonă, precum ar fi cea de 2,3 grame de sare la 100 de ml de apă. În plus, aceasta poate fi utilizată atât prin spreiere nazală puternică la adulți, cu un debit de până la 6 ml pe secundă, cât și sub formă de aerosol pentru copii. Curios să afli cele mai noi tratamente? Atunci scrie-ne pe pagina Facebook a emisiunii sau accesează drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit.
Această emisiune v-a fost oferită de Sinomarin de la Rontis Pharma, soluția 100% naturală pentru nas înfundat.